Salutare tuturor! Astăzi revin cu penultima parte din colecția mea de make-up și anume toate fardurile, paletele de farduri, cam atâta. Din păcate, produsele pentru ochi trebuie să le împart în două clipuri separate pentru că sunt foarte multe și ar fi un clip mult prea lung și plictisitor, sunt sigură. Încep cu cele două paletuțe de la Inglot pe care eu mi le-am creat singurică. Aceasta este paleta mea nude. Și dacă vedeți, pornește de la negru, gri, alb, sidefat, alb mat, se duce în bejuri mate și sidefate, auriu, marouri, ceva ușor cărămiziu până la un maro foarte închis. Și cea de-a doua paletuță este una colorată și aceasta pornește de la rozuri către roșu, mov, galben, verde și albastru până la indigo. Următoarea paletuță pe care o am de foarte mult timp este aceasta de la Benefit. Și ce era pe aici, produsele de buze și de... Mi se pare că mai era un high beam. Da, un high beam. Pe acela l-am consumat de mult. Și produsele de buze le-ați văzut la categoria de buze pentru că le-am scos. Și în această paletuță mai am două culori, un roz și un maro și blush-ul Dallas, atât. Pe care îl folosesc în ultimul timp destul de des. Și desigur, cea mai nouă paletuță în colecția mea este paleta de la Sephora pe care am primit-o cadou. O găsiți în magazine, din câte știu eu, nu știu cât costă, pentru că am primit-o cadou, nu știu sigur dacă se mai găsește, dar sigur au ceva asemănător. Și această paletuță în partea asta are blush-uri și în partea asta are câteva rujuri. În această cutiuță am toate fardurile, să zicem, mono, adică singurele așa, și acum o să vi le prezint pe toate. Acesta este un fard beige sidefat de la Sephora în nuanța Californian Blonde numărul 10. Un pigment auriu de la Rainbow Priorities în nuanța 360. Un fard alb de la MAC în nuanța Gesso. Un pigment de la ELF în nuanța Mint. Mineralize Eyeshadow de la MAC în nuanța Summer Haze, din păcate ediție limitată, dar unul dintre fardurile mele preferate. Un fard roz de la Catrice în nuanța 540. Încă un pigment de la Rainbow Priorities. Acesta este un picuț mai închis, mai spre maro și este în nuanța 356. Un pigment de la Seventeen în nuanța 28. Tot un pigment tot de la Seventeen în nuanța 1. Fard de la Catrice în nuanța 560. Tot de la Catrice în nuanța 340. Acesta este un beige foarte drăguț. Și un pigment argintiu de la Seventeen în nuanța 26. Un fard de la Urban Decay în nuanța Narcotic și este un bleu foarte drăguț pe care nu-l folosesc suficient de mult. Și încă un pigment de la ELF în nuanța Tropical Teal și ultimul pigment tot de la ELF în nuanța Breezy Blue. Iar în această cutiuță am mini paletuțe, de exemplu quaduri sau câte două, ceva de genul. Și o să vi le arăt acum și pe acestea. Am această paletuță de la Dior în numărul 524. Este o paletuță foarte drăguță de seara, și zice eu. Și îmi place auriul de aici foarte mult. Tot de la Dior am și paletuța numărul 609. Aceasta este ceva mai de zi. Paleta Mocha Latte de la Avon. Una dintre paletuțele mele preferate. Am folosit-o foarte mult timp. Bejul deja aproape s-a dus și o să înceapă să ducă și acest bej. O paletă nemaipomenită cu care să începeți colecția de machiaj. E bună pentru de zi cu zi, culori mate, simple, nu știu, o recomand tuturor. Mai am și paleta Gleam of Gold. Nu sunt foarte încântată de ea. Și ultima paletuță de la Avon este Pink Sands. Foarte drăguță, la fel de naturală, dar prefer Mocha Latte. O paletă foarte drăguță de la Sephora în nuanța Miami Vibes. Are câteva bejuri, un semi-auriu și două culori vibrante, albastru și turcoaz, foarte drăguță pentru vară. Am purtat-o destul de mult vara trecută sau acum două veri. Am purtat-o mult. Și desigur, paletuța mea de la MAC făcută de mine, știu că acesta este... Iar am uitat nuanța. Știu doar că acesta este Naked Lunch și... Am uitat nuanțele. Aceasta este paletuța Ethereal. Ethereal. Hai să zicem Ethereal. Sper că citesc bine.
o paletuță naturală și foarte bună de zi cu zi. Apoi am paletuța Glam, una dintre preferatele mele, Brownstone, o folosesc destul de des în ultimul timp și mai ales acest beige. Și ultima este paleta Butternut, la fel culori naturale, nuanțe de beige, cam asta port eu cel mai des. Bun, și acestea sunt toate fardurile mele pentru ochi. Săptămâna viitoare, marți, ne vedem cu toate creioanele, mascara, produsele pentru sprâncene și fardurile, cremă și primerele pentru pleavă. Până atunci, desigur, ne vedem pe canalul meu de vloguri zilnice, pe care l-am linkuit în bara de descriere. Putem să ne vedem și pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și puteți să-mi puneți întrebări pe AskFM. Și desigur, ne vedem marți cu ultima parte din colecția mea de make-up. Pa, pa!